Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune MyTV Deva. Mă bucur să ne reîntâlnim în această seară la emisiunea Repere și Puncte de Vedere cu invitați, ca de obicei, deosebiți, aparte și despre care aflăm lucruri interesante, dar care poate că ne și determină, mai ales pe voi, tineri telespectatori, în a vă alege un drum, în a vă alege un job, în a găsi o cale în care să vă regăsiți utili pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Le spun bun venit și o seară bună împreună lui Paul Iacob. Bună seara, bună seara, dragi. Și lui Alexandru Cireș. Bună seara. Mi-am permis să le spun pe nume pentru că dintr-o întâmplare, dar și dintr-un lucru fericit, mi-au fost elevi mai mulți ani, sunt absolvenț ai Liceului de Artă Sigismund Toduță din Deva, promoția 2014. Foarte tineri, au de-abia 10 ani, s-au întâlnit acum ca să își spună din lucrurile bune, frumoase sau micile neîmpliniri. În incinta școlii unde și-au petrecut parte din cei mai frumoși ani, se spune, anii preuniversitari, primul pas într-o viitoare carieră. De aceea aș vrea să povestim, pentru că am zis ca un subtitlu al emisiunii din această seară, am luat cuvântul destine. De ce? Pentru că mi s-a părut foarte interesant, parte dintre ei, absolvența ai unei școli de muzică, a unor clase de muzică, și și-au ales unul o cale apropiată de domeniu, unul o cale destul de îndepărtată de domeniu pe care, la care a gândit și a cărui parcurs de 12 ani a făcut aici, la poalele cetății. Deci, prima întrebare simplă și deschisă ar fi să-mi spuneți pe rând, să începeți care doriți, care a fost gândul de v-ați ales o altă specializare la început, o altă cale universitară, un alt drum. Paul. Eu mi-aș fi dorit să fi urmat pe mama mea, care a lucrat în domeniul juridic mulți ani, dar am terminat facultatea de drept din Sibiu, Sibiu Mărmuțiu, în 2018, studiile de licență. Pe urmă am studiat, prin urmare, AS București, Management Afacerilor, cu care am finalizat studiile în 2022. Eu, între timp, angajasem pe post de manager la o companie mare din România. De acolo am preluat primul magazin, ca să zic așa. Pe după aia, cu soția mea, am performat, ca să zic așa, și am luat al doilea magazin. Iar în prezent avem 4 magazine. Ne susținem foarte mult și cu greu, ca să zic așa, ne facem înțeleși printre oamenii pe care îi avem. Avem și foarte mulți la număr. Dar eu zic că putem face multe performanțe împreună și să dovedim multe lucruri, doar că cred că cea mai mare problemă pe care o avem în ziua de astăzi e cu personalul, pe care știți că migrează și nu-i statornic, ca să zic așa. Calea comerțului, ca să zic așa, în domeniul comerțului lucrez, a fost așa ca o, cum să zic, un lucru nou. Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung să lucru în comerț. Dar cu multă ambiție și cu putere am încercat să fac performanțe. Alexandru? Da, sigur. Vreau să spun într-o altă perspectivă, cum să spun. Treaba e, eu am ales să, nu neapărat să nu urmez muzica, eu încă mă țin de muzică, încă fac, excelez în tot ce se poate. Treaba este pur și simplu la modul respectiv, că eu am considerat tot timpul că dacă ai baza, nu necesită neapărat
vreo arie de studiu în plus. Pentru că dacă ai baza, poți să te duci exact pe ceea ce vrei tu. Poți să formezi din baza pe care o ai, poți să formezi un stil propriu, poți să faci ceva care n-a mai fost auzit. Absolut, și să te reprezinte. Da, să mă reprezint în... Cum să spun? Eu am început viața artistică, de fapt, prin populară. Am început cu dans, am făcut undeva la 5 ani de dansuri populare. Aici undeva? Nu undeva, este în parteneriat cu ansamblul Pădureanca, De la Palatul de la Copiilor, Palatul fosta Copiilor. Casa Exact. Pionierilor, Da, l-aveam ca și instructor pe... domnul Lăsconi Dumitru. Exact, domnul Lăsconi. Și era un ansamblu care își avea locația în Certejul de sus. Erau mai multe grupe pe care Exact, mai avea multe grupe. Palatul. Da. Da. Și acolo aveam două grupe, una de tineri, una de mai avansat, să spunem așa. Am avut diferite plecări prin alte țări. Și în final am decis să nu mă duc pe calea folclorului. Am terminat liceul. Am ales să fac facultate de ECTS. Adică, Economia comerțului, turismului și a serviciilor. frumos, o facultate cu perspectivă. Doar că m-am lăsat la un an jumate. Pentru că mi s-au oferit alte ocazii în Germania. Mama mea, de exemplu, este plecată în Germania de când aveam 4 ani. Eu știam limba de la 6 ani. Adică eu vorbeam foarte bine germană de Germană. mic și engleză la fel. Am ajuns în Germania. Am avut acolo 5 joburi pe domenii diferite. Nu știu dacă este relevant să explic toate Mă rog, domeniile pe care deci, le-am urmat. oricum, Oricum, ți-ai format o experiență în mai multe domenii de activitate și ai văzut, de fapt, fiecare cam cum e și cum e văzut și cât de bine îți dă ție sau nu. exact. Și prin urmare, din toate domeniile pe care le-am urmat, am asimilat câte un pic din toate pe care pot să le, cum să spun, să le folosesc în zi de azi pe ce fac eu. Așa. În legătură cu orice domeniu aș fi urmat, inclusiv comerț, am lucrat ca și casier, să spun. Deci, până și joburi de jos, până și... Nu știu, nu e neapărat relevant cu faptul că eu am ales să fac în prealabil toată treaba cu artiștii. Eu mă ocup de muzică în sensul în care fac instrumentale de la zero, mă ocup de mix master, știu să fac editări video, eu dansez nu populară. Când am ajuns în Germania, n-aveam cu cine să ies, am ales să merg prin cluburi, am dat de diferiți oameni de alte națiuni, printre care cei mai mulți dintre ei negri, care știau să danseze foarte, foarte bine. Și am ajuns să fiu luat într-un grup cu care mergeam în cluburi, dansam, eram chemați de DJ, mergeam prin toate cluburile din zonă și am excelat foarte mult în dansul de stil nou hip-hop, valuri popping, Ok. stilul lui Michael Jackson și așa mai departe, multe. În Germania am început să fac, de fapt, instrumentale și să mă ocup și de mix master. Prima chestie cu care am început a fost oricum dansul. Cât am fost în liceu, am încercat să tot așa, să asimilez cât mai multe, pentru că eu nu făcusem muzică înainte să ajung la liceu. Am ajuns să fiu luat în grupa de avansați până la finalul celor 4 ani și m-am bucurat foarte tare că am învățat foarte multe lucruri legate de muzică în puțin timp. Da, asta am vrut să întreb pe fiecare dintre voi. Voi ați făcut instrument Da, principal? Ce ai am făcut făcut? pian și pe urmă doar cu doamna Perț am făcut. Cu Alina Perț, Da. da? Pe urmă, înainte făcusem cu doamna Cristina Morait. Și secundar Și ai făcut ceva? secundar, după aia, în a noua, am trecut la clarinet. Cu domnul Neagră am făcut, cu domnul Balea. Deci am făcut. Deci ai făcut două instrumente și pianul, Da. instrument destul de greu și tu? Eu am fost pe profil teoretic, pentru că eu nu Deci aveam opțiunea ai de a fost la alege. TSD, cum se Exact, zice, exact. Eu eram cu profil teorie teoretic. solfegiu dicteu. Exact, na. Și am făcut doar pian, câte jumătate Pianul de oră pe secundar, săptămână, da. exact, din care am preluat destul de multe chestii, că la producție în muzică, dacă vrei să faci instrumentale și să lucrezi în programe de muzică și așa mai departe, trebuie să știi pianul, trebuie să știi Corect, claviatura, trebuie corect, să știi corect, ce note corect. folosești, trebuie să știi acorduri, trebuie să știi o grămadă de chestii care se leagă de Ai cântat în corul școlii? muzică. Am cântat în corul școlii, am fost luat și în corul Muzica Divina din afara școlii, cu care am avut, știți dumneavoastră, multe evenimente, Da, da, da. multe Da. plecări și așa mai departe. Am participat la concursuri, am fost și la olimpiade corale. Da.
cu domnul Gelu Onțanu Crăciun Onțanu și Crăciun și cu nepoții. doamna Da. Bine, să Crăciun. salutăm că am Da. văzut de mult și în dor de ei. Da, Cozonii noștri. oameni O să, deosebiți. o să... Deci, iată, vreau să întreb, Paul, ești mulțumit cu ceea ce faci Da, foarte astăzi? mult. Sunt foarte mulțumit cu ceea ce fac și chiar sunt fericit cu ceea ce fac. Adică mă regăsesc în ceea ce fac. Da, așa din când în când. Nu te gândești, mă, să pun puțin mâna pe o Sincer, clapă, nu știu, sau când vezi la televizor un concert sau ba da, ba nu da, ba știu, da. nu ai așa un presentiment, mai. Ba da, chiar mi-amintesc că și cu drag de anii liceului și școlii, ca să zic așa, că a fost din clasa 1 la liceu de muzică, mi-amintesc cu drag. Anul trecut am fost la un concert, cred că în iulie, anul trecut am fost la Guns N' Roses la București și chiar mi-aminteam de cântreții trupei și mă regăseam oarecum acolo, mi-aminteam de momentele în care cântam piesele la pian. Da. Chiar mi-amintesc cu drag. Și Deci din voi când niciunul n-ați cântat în nicio trupă, nici în taraf, nici la dansuri, cu toate eu am că, cântat în alte trupe. bine, bine, în timpul școlii În vreau timpul să școlii, zic, doar în cor. da, și că noi aveam, deci din 99 am înființat ansamblul Românașu, cu Ovidiu Demea și aveam trupă de dansuri, chiar în 2014 când voi ați terminat, parte din ansamblul Românașu l-am dus. Cu Ok. alte cuvinte, în primul turneu în Asia, în China au fost. Și chiar a fost o experiență extraordinară. Da. Interesant. Pe tine nu te mai întreb dacă ești mulțumit, pentru că se vede că o faci cu plăcere. O faci cu mare plăcere. Mă fac cu Întrebarea, plăcere. unde ți ai studio? Studioul l-am acasă. Am acasă, Acasă, în da. Deva? Da, undeva. Ah, deci ai aici în Deva locația, ai studio. Exact. Ai contracte cu Contracte. instituții, cu soliști, cu trupe, cu nu știu, posturi de TV la care să le faci clip. Sincer, până acum doar am făcut doar pentru artiștii locali, doar pentru oameni pe care în principal îi cunosc. Am Au mai înțeles. venit și alți oameni din afară care mi-au cerut să îi ajut cu înregistrare, să îi ajut cu un mix master, să fac diferite chestii. Se pot numi ciubucuri, adică nu am avut vreodată contracte pe domeniul muzical, însă eu lucrez momentan în alt domeniu și anume în IT. Lucrez la BMW. Fac IT, suport IT pentru BMW, și lucrez în limbile germană, engleză. Deci acum m-ai surprins, de fapt, partea asta cu bucuria sufletului muzical în conceptul și în dorința și în ideea pe care tu ai finalizat-o este partea din spatele cortinei. Jobul tău este de fapt altul. Da? Lucrezi de acasă, pe Lucrez de computer, pe acasă. tabletă, da, având în vedere că știi foarte bine limba germană, lucrezi cu BMW-ul BMW, da. și ești mulțumit? Foarte mulțumesc. Ei de tine? Foarte, Mă foarte. bucur, înseamnă că e un lucru bun, uite-te. Dragi telespectatori, vedeți, puteți să faceți dintr-un hobby, dintr-o pasiune, dintr-o dorință de a ieși pentru tine în evidență, nu pentru cei din jur, și altceva care să vă aducă satisfacții deosebite. Ce gânduri de viitor? Ești căsătorit? Copii? Da, urmează. Felicitări, ne Mulțumesc, bucurăm mulțumesc. să vă îmbogățiți familia cu bine și să o dai și pe fică sau pe băiat, depinde ce aduce Tot Barza, la pentru că e muzică. în zona acum și are pui frumoși ea. Poate face și un pic de muzică, că nu-i strică, indiferent ce va dori să facă în viață, da? Da, m-am. Cu siguranță va face așa cum nu mulți părinți fac, de a lăsa libertatea copilului să-și aleagă. Moda Da, este, tată, eu sunt medic,
ar fi bine să te duci tu la medicină, că se câștigă bine, că ești într-un halat alb, sau sunt avocat, dar trebuie să faci științe juridice. Acum nu-i cazul tău. Cu siguranță, o parte din influența a fost și partea mamei care a zis, mă, e o meserie mai serioasă, adică, Da, na. numai că nu știți cum e vorba aia cu băiatul, copilul cizmarului. Va fi cel mai bun cizmar, Da, nu sigur că este, nu da. se aplică Sigur. neapărat în toate Nu se aplică cazurile. neapărat. Nu se aplică neapărat, da. Mă bucur. Deci, soția lucrează în același Da, în domeniu cu același domeniu tine, suntem amândoi. Da. în aceeași firmă. Da, nu avem firme separate, doar că aceeași structură, Și nu vă aceeași. concurați? În oarecare măsură, dar având în vedere că suntem în familie, tot în familie vin Foarte bine. lucrurile. Perspective de viitor, ca domeniu profesional. Ce ți-ai dorit mai mult? Ce ai constatat în perioada asta de când ești Da, manager? Ce crezi că nu e ok? Spuneai de Da, v-am zis personalul că cea mai mare problemă pe angajat. care o avem e cu Da. personalul, care, nu, adică cred că marea majoritate a țării, ca să zic așa, e o problemă mare, fluctuația de personal. Dar având în vedere că și orașul e un oraș destul de mic, personalul e destul de statornic, că nu prea are multe alternative și variante. Bun, mă refer și la relația cu firmele care aveți contracte de aprovizionare cu produse. Același, adică noi nu. Bine, deci nu depinde de voi, depinde de Da, firma mamă mare care exact. are contracte la rândul ei Da, și exact, la noi nu, voi noi faceți avem. pur și simplu Da, desfacere și desfacere, atât. exact, da. Bun, Și dar susținere. dacă ai tu ca manager, eu ca Flop. patronul firmei Hans Blücher dintr-o țară europeană și vin să-i spun, maestre, uitați, pentru zona Hunedoarei, nu știu, ar trebui să gândim în domeniul ăla, nu știu, să punem marfa altfel, să dotăm standurile cu nu știu ce, nu știu, Să să... fure privirea Da, oamenilor, da, da, nu să facem știu, în fur. momentul când trece pe lângă dulciuri sau ăsta, să punem un fond muzical din desene animate care sunt așa, nu știu, la apă și nu știu ce, un curs de apă, o cascadă, ceva care să-l clipocească, să... Nu, mă gândesc, nu știu cum e în Da, la noi e domeniu. un pic asta, că de obicei vin toate implementate de la firma mamă și cam noi trebuie să respectăm ceea ce ni se cere, De-aia zic, deci... nu avem noi puterea de decizie Nu, sau dar nu. nu vă cere niciodată, măi, că probabil aici este și o Să mică propui doar. o problemă, da, măi, cum, Bine, că eu. una suntem noi cumpărătorii din Ardeal, dau un exemplu, Da, sau da. din România, una este aceeași firmă care este în Olanda sau în Spania sau în țările nordice. Vreau să fac o paranteză aici, firma la care lucrez e 100% românească, deci A, deci nu nu, avem cu nicio atât mai tangență. mult cred că ar Nu. fi o idee de a găsi niște chichițe ca să nu mai meargă lumea la magazinul X nemțesc sau la cel francez, să vină la cel românesc. Bine, acum atunci și numează perspectiva clientului. E vorba de prețuri, de oferte, de E promoții. adevărat, și mai ales că încă noi nu știm să fim niște cumpărători serioși, în sensul că nu ne uităm la calitate, la... Da, Exact. Și la cantitate, mai ales la mine. acolo ieftin, mergem cu două cărucioare, le-am umplut, e Da, e, ok. da, la noi știți cum e și de sărbători și de toate astea. Și voi aveți produse 100% românești sau nu numai? Nu numai, doar că avem și marea majoritate, cel puțin pe partea de fresh, marea majoritate îi românească, mai puțin fructele exotice sau Da, mă de rog, mierce, produsele acum din asta din sunt totdeauna. excepție, dar marea majoritate sunt românești, cam 80%, cam să zic așa. Bun, spunem câteva lucruri din jobul serios pe care l-ai. Jobul meu serios. Adică serviciul pe care tu îl prestezi cu seriozitate și cu plăcere, pentru că altfel nu cred că te-ai fi angajat așa mai de dragul să ai un serviciu. Vreau să mă leg de aspectul pe care l-ați discutat cu colegul meu înainte. Așa. Legat de treaba cu părinții care ne impun anumite chestii. Așa. Eu am fost tot timpul lăsat de capul meu, să spunem așa, pentru că părinții mi-au dat anumite idei, mi-au propus să mă duc la liceu militar,
mă fac polițist, mi-au propus să mă bag la armată, mi-au propus diferite chestii, inclusiv de treaba cu liceul. Înainte să vin la liceul de muzică, mi s-a propus să mă duc la Alba, la Liceu militar. liceul militar. Bineînțeles că n-am acceptat, am spus, am fost tot timpul pasionat de muzică, deci fac muzică. Taică mi-a spus, ok, ține-te, taică mea e inginer IT, maică mea lucrează la PEDA ca și profesoară, vrea să tot așa să dea pentru, să, na, dea pentru postul de director. Da. Am fost influențat pe părțile astea. Eu am ales muzica, și vreau să mă leg aici de ce am spus despre tagmă, că e inginer IT cu studii. Eu am avut tot timpul deschidere spre calculatoare de când aveam 6 ani de mic și vă dați seama acum câți ani a fost. Fac 29 anul ăsta. Mulți înainte, Mulțumesc. sunteți niște tineri de perspectivă, îmi place să cred, și m-aș bucura așa peste vreo 10 ani, dacă mai pot să ajung singur până pe scaunul ăsta și nu mă duce nimeni de mână, să ne revedem și să discutăm. Uite, mai acum 10 ani eram aici în studio, spuneam despre asta, dădeam câteva exemple, pentru că să nu credeți că o asemenea discuție care pare degajată, liberă, nu are impact în lumea viitorilor tineri de vârsta voastră, actualii elevi de liceu sau studenți, pentru că știți că perioada liceală, mai ales finalul, este perioada căutărilor. Da? Întreb, am doi prieteni care vreau să facă medic, bă, mă duc și eu cu ei, că suntem cu gașca la Cluj, la Timișoara, sau am pe nu știu cine în familie, sau am un văr, sau am auzit eu că chestia e mișto, că iei bursă și te trimit ăștia la Sorbona și mai faci 2 ani și... Da. Sunt convins că discuțiile de gen, discuțiile libere, o idee poate să schimbe viața cuiva, cuiva. Absolut, absolut. Sunt complet de acord. Da. Să revenim la treaba cu jobul. De ce am ales să fac IT? Da? Și de ce am mers cu muzică în prealabil? Nu, asta am înțeles. Este sufletul tău și nu vei renunța niciodată, indiferent ce job vei face. Bun. Și face parte din existența ta. Din ființă. Asta te ține. Asta te ține să faci treaba aia Mă altă bună. motivează, Te exact. motivează foarte bun. Da. Jobul. Jobul în sine l-am ales după ce am decis să mă întorc din Germania. Am stat 4 ani în Germania. M-am întors și mă gândeam ce fac cu germana, pentru că o fac foarte bine și există diferite, foarte multe domenii care se axează pe germană. În sensul de ori au nevoie de customer service, ori au nevoie de IT, ori diferite chestii. Am vrut să integrez germana în viața mea de zi cu zi și să-mi aduc un venit în timp ce pun deoparte pentru ce vreau să fac cu muzica. Corect. Da. Am căutat, sincer, în prima fază pe net. Am căutat pe net, pur și simplu. Am avut două joburi până acum care se leagă de germană, care sunt tot așa remote, de acasă, și ei au proiecte foarte mari în lume, în sensul în care una dintre firme e locul 2 mondial, altă dintre firme locul 9 mondial, în prezent, cum am spus, la BMW, doar că firmele sunt structurate și concepute de către altcineva din alte țări. Firma la care lucrez acum a fost înființată în Japonia, au punct principal de lucru în America, avem câteva sedii la noi în țară, avem în București, în Sibiu, în Cluj, și lucrează pe mai multe proiecte, deci nu e doar BMW-ul implicat. Înțeles. No, treaba E cu o IT-ul, corporație. exact. Corporație globală Da, care da, da. are diferite proiecte. No, vă dați seama, salariile sunt foarte bune pentru că sunt plătite de contractori, adică în cazul meu de BMW. Și e foarte, foarte frumos gândul că, nu știu, pe mine mă umple de fericire faptul că stau acasă. Da, Stau asta te acasă, da. caut acum, pentru că e și confortul altul și faptul că mai poți Și ceva siguranță, să-ți... siguranță. Deci cum vorbesc cu cineva, stând în locul meu propriu, e diferit față de cum stau, de exemplu, aici în studio. Da, Poate sau la am ceva birou, emoții. da, și În ai schimb, la mine patru acasă e colegi, altceva. absolut, E altceva. absolut. Stau singur, nu mă bate nimeni la cap, să spunem între ghilimele. Îmi fac treaba cât mai bine posibil. Sunt liniștit în timp ce o fac. Am fost chiar și premiat. Am câștigat anumite concursuri în filmă. Ideea e că îmi place foarte mult ce fac. Numărul 1, de ce îmi place foarte mult ce fac? Pentru că iubesc germană.
Pentru că o vorbesc ca și cum ar fi E română. mare lucru, e foarte Da, mare deci lucru. vorbesc germană foarte, foarte bine, nu trebuie să stau să mă gândesc și ar trebui să traduc din română în germană și după aia să dau mesajul, nu. Deci mie merge mintea direct și pe germană setată, și pe engleză, și pe română la Paul, fel. apropo de ce spunea și Alexandru, am înțeles că și tu ai fost plecat o perioadă în Da, am fost state. guvernamental work and travel, chiar cea mai tare experiență pe care am putut-o să am în viața asta. Ce perioadă? Cred că am fost în anul întâi, un anul întâi de la facultate, în vara anului întâi. Cred că e cea mai tare experiență pe care poate să o aibă cineva și Ce te-a impresionat în mod deosebit? tot timpul mi-a plăcut cultura americană. Absolut tot ce înseamnă America m-a impresionat, ținând cont și că am făcut travel, am călătorit. Mi-a plăcut să văd locurile din filme. Na, e o experiență unică, sincer să fiu. Și chiar îndemn părinții să-și lase copiii. Și am avut discuții cu mama mea când era vorba că trebuie să plec în America și n-am vrut să mă lase și na, tot am avut tot felul de discuții. Până la urmă a cedat. Dar chiar e o experiență foarte faină și chiar merită trăită. Da, chiar mi-aduce aminte că avem o fostă elevă, Maria Ivan, studentă la Cluj și a prins bursă și de vreun an și ceva Da, la merită. cursuri în state și chiar mai văd pe mesaje, pe Facebook, încântată de tot ce învață, tot ce vede. Sigur că e un alt mod de a implica, pentru că probabil o parte mai puțin benefică a învățământului, spunem tehnic, da? Să nu vorbim de partea umană neapărat, la noi nu prea e rupt de partea de producție, e rupt de partea de practică, odată că nu prea sunt firme, nu prea mai avem firme unde am terminat, sunt inginer constructor și lucrez în sau am terminat siderurgie, nu mai vorbim că nu mai este. Prea Da? puțină, da. Și atunci, sigur că și practica și experiența, pe când într-o țară dezvoltată ai posibilități enorme. Fiecare institut sau facultate are contracte cu N firme sau corporații, că sunt din țara aia, sau în altă parte, te trimite. Da. Ori faci practică, ori ai o bursă de studii în completare, ori îți faci un masterat pe banii universității sau facultății dacă ești o persoană serioasă. Și contează foarte mult pentru că în momentul când ai terminat zici, bă, sunt liniștit pentru că mă duc și depun CV-ul la, cum spui tu, la trei firme și am garanția că din trei, două, sigur îmi face o ofertă de Da. angajare. Pe când aici e un pic mai greu. Acum, în domeniul tău, ca și în domeniul tău, se caută. Partea de comerț, de afaceri, e o deschidere, doar că e greu să accesi și mai ales e greu să lucrezi cu oamenii. Aici este Aici e mai mare problemă, marea cred că să zic problemă așa. de care ne lovim. Ce perspective și dorințe de viitor aveți fiecare dintre voi, Paul? Mi-aș dori să pot să găsesc oameni mult mai ușor decât îi fac acum lucrurile. Adică dacă îmi pleacă cineva, de exemplu, eu un chin, ca să zic așa, până îl formez, până îl educi, până durează foarte mult timp de pregătire și ai o problemă foarte mare. Și vrei să rămâi în același domeniu? Da, îmi doresc. Adică v-am zis că îmi place ceea ce fac și nu văd când altceva momentan. Na, mie îmi place la lucru, mă relaxează, n-am o problemă cu lucru și cu. Și foarte mult contează că interacționez și cu oamenii, am E interacționat cu adevărat. foarte mulți oameni și ceea ce îmi place foarte mult. Și sunt tot felul de spețe care na, trebuie să treci cu brio, ca să zic Da, așa. să știi să le Da, gestionezi, să trăiești sigur foarte că multe da. situații în care na. Știi cum e la tine? E ideea că trebuie să-i mulțumesc și pe Da, angajați. exact. Și voi Clienți. împreună cu angajații trebuie să-i Mulțumim mulțumiți și pentru cei clienți. care vă trec pragul, să fie cât mai mulți, da? Da. Și să fie cât mai mulțumiți și să facă cât mai multe cumpărături. Că de Da, fapt schiși scopul a e... luat decizia Da, de a da, da. merge acolo. Da. La tine, La Alexandru? mine, eu plănuiesc să aplic pentru un alt post în cadrul firmei. Așa. Asta, unul la mână, doi la mână, eu lucrez la un album.
lucrez la un album, pe lângă faptul că am 100 și de instrumentale făcute proprii, lucrez acum la un album, am 6 din piese gata. Vreau să pun între 11 și 15 piese pe albumul respectiv, îl voi publica undeva la anul. Da, în principiu nu mă gândesc să mă las de job. Nu, dar ai putea să găsești, uite, să faci cu o casă, nu știu, să faci un contract cu o muzică de film. Da. Deci, e un coleg al vostru care a fost mai mare, coleg cu, vorbeam cu fostul diriginte, cu Flaviu Demian, da, Lucian, da. Mârza, care tot nu știu, așa cunosc, predă, dar lumea lui este muzica de film. Și are contracte, face filme pentru Statele Unite, pentru mari studiouri de film. Deci, un om despre care nu prea se știe, dar... Da, am avut plăcerea de a lucra cu el. Da, are studio și el, liniștit, lucrează, fost, are și premii. Chiar anul trecut, mi se pare, la Budapesta a luat un mare premiu la un concurs pentru muzică de film, la nivel internațional. De se poate. Ce să zic, dragii mei, eu îmi pare rău că se termină emisiunea, că am putea povesti până dimineață, dar în primul rând mă bucur că ați venit, mă bucur că ați fost foarte deschiși cu voi înșivă și cu mine și bineînțeles că sunt bucuros și mândru că, uite-te, am fost și eu dascăl la niște elevi care acum sunt împliniți pe picioarele lor. Le spun domnilor, mă bucur că ne revedem și sunt mândru de asta, sunt mândru de asta și ce să zic, vă doresc să aveți împliniri cât mai multe, să ai un copil minunat și voi să fiți așa și tu să-ți găsești și tu o jumătate între muzică și IT, dacă se poate, care să te împlinească și pe tine. Să vă căutați voi colegii între voi, pentru că este un lucru extraordinar. Da, e un obicei frumos. Da. Totuși am petrecut niște ani împreună. Da, sigur că da, și amintirile alea nu se uită, chiar dacă vrei unii să le bași sub preș, că așa, dar fac parte din tine și știi cum e ca și cărămida aia de la fundație, care, indiferent ce casă îți faci, aia rămâne acolo, că schimb camerele, pereții, balcoanele. Deci, dorindu-vă o vară frumoasă, succes în profesie și gânduri bune pentru familiile voastre, vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă doresc soare în suflet, gânduri de bine, o vară frumoasă și să ne revedem într-o altă emisiune. O seară bună! La revedere.